Vreau să fiu mare, a fost invadat de puști din toată țara și la București. Constanțenii au reușit să-și are stanțele și cazul special al lui Petrică Angel l-a adus la teren și pe ultimul capitan al României, Gică Popescu. Dragostea constanțeanului pentru fotbal l-a convins pe Dănciulescu să-i plătească șederea la București. Dinamo s-ar putea alege cu o comoară în urma acestui gest de solidaritate între fotbaliști. Aș vrea să iau locul lui Dănciulescu la Dinamo și pentru că acesta să plece în străinătate, că acolo este valoarea. Așa cum Ronaldinho are schema lui, Zidane are dribblingul lui foarte bun, Roberto Carlos are un șut foarte puternic, așa aș vrea într-o zi ca un copil să vină să învețe schema lui Angel Petrică. Ca și Petrică Angel, puștiul ajutat de Dănciulescu să ajungă în ochii lui Ienei, Capotă este un refuzat al selecției de la Constanța. Obosit de drum, puștiul a avut o voință de fier, a driblat tot și timp de 2 ore a șutat în continuu ca să-i mulțumească pe Gică Popescu și Emeric Ienei. Dacă puștii de vârsta lui se simt Roberto Carlos sau Zidane, Capotă e băiat serios și știe cu cine seamănă. Dică de la Steaua. Dică, dacă mă vezi, vreau să știi că e jucătorul meu preferat și vreau să ajung ca tine. Tatăl lui Capotă e convins că are acasă un puști de sute de mii de dolari. Totul e cine va avea grijă de el pe terenul de fotbal. Are niște calități deosebite și cine va pune mâna pe el va scoate un jucător mare. Un alt provincial care a învins la București este băcăuanul Tudorel Iosif. Fan al stelistului Cristea, Tudorel visează să pună la pământ toți adversarii. Tata are un atelier de templărie și s-a supărat pe mine pentru că i-a îndărmat pereții și trebuia să îi zidească în fiecare săptămână ca să-l mențină. Iosif e convins că dragostea pentru minge îl va aduce odată pe San Siro, stadionul care a sucit mințile la mii de puști din campania Vreau să fiu mare, o selecție care oferă premii incredibile, cantonament de un an pentru 11 copii la școala Popescu și un loc la Inter Milano. Am auzit că stadionul Inter Milano este un stadion foarte mare cu foarte mulți suporteri și aș vrea să joc și eu acolo. Vreau să fiu mare a strâns în capitală sute de copii și doar 7 bucureșteni au intrat în echipa selecționerului Ienei. Cu ei ne vom întâlni mâine și poimâine. Până să ajungă la școala Popescu, copiii au învățat ce să facă cu banii pe care îi vor câștiga din fotbal. Când voi fi fotbalist mare, nu o să uit de unde am plecat și o să ajut oamenii bătrâni, pe mama în primul rând și copiii neajutorați.